Deci, aș vrea să vă spun câteva lucruri. Deci, noi am întocmit un document și am vrea să fim solidari toți cu documentul ăsta. Deci, sună cam în felul următor. Către Ministerul Energiei, domnului ministru Virgil Popescu. Având în vedere situația în care se află complexul energetic Hunedoara, implicit termocentrala Mintia, membrii Sindicatului Liber Independent Electrocentrale de EVA, Mintia sunt solidari cu colegii din Valea Jiului privind revendicările acestora. În funcție de rezultatul discuțiilor care vor avea loc mâine 23.02.2021 la Ministerul Energiei, între Ministrul Energiei, conducerea Consiliului Județean Hunedoara și președinții sindicatului din termocentrala Mintia, dacă nu se ajunge la niciun acord de preluare a termocentralei sau dacă nu există nicio soluție pentru funcționarea termocentralei, în condiții normale, vă rugăm să faceți următoarele demersuri pentru asigurarea protecției sociale. Actualizarea fostei EOG 36/2013, care a fost valabilă până în 2018, pentru plata veniturilor de completare până la 24 de luni. Constituirea unui fond din bugetul statului pentru acordarea plăților compensatorii salariaților care vor fi disponibilizați. Valoarea acestor vor fi negociate cu sindicatele din termocentrala Mintia. Susținerea modificării legii pensiilor pentru energeticieni și mineri care se află în comisiile Camerei Deputaților. Deci, domnilor, ăsta este documentul. Domnii, dacă mâine se duc acolo, ar trebui să susțină neapărat, să nu vină de acolo fără un rezultat concret. Vă mulțumesc foarte mult! Merg așa o să vină! O să vină ca și până acum! Domnule, nu v-ați trezit! Trebuia de joi să fim și noi aici! De joi, nu de azi! Că noi suntem pe din afară, s-au auzit discuțiile ieri și alaltă. Suntem pe din afară, nimeni nu vorbește despre Mintia. Dar vreau să vă spun ceva. Ce să ne spui? Când am fost noi aici, trebuia să ne atașăm de mine.